scris despre Moșoiei Bucat, despre ăsta din... Că am întâlnit acum când a fost referit, o eforie, un poet. Cum am scos și eu o carte de poezie și am dat eu mare scriitor. Ce scrie acolo? Zic, către un om. Trecea, stătea pe un zid, așa în față era o clădire abandonată, în eforie arsă și... Și zice, ce scrie? Să scrii poezie? Ești poet? Zice, da, zice, scriu poezie, sunt poet. Dar zic, ce scrie acolo? A, da, zice, eu sunt analfabet, zice. Dar cum scrii poezie? Zic, eu scriu litere necunoscute și cuvinte care nimeni nu le știe, numai eu le știu. Asta le scriu aici. Excelent. Și abia o să uită așa la mine, foarte sigur pe el. Și mă duc în ce zic, bă, să știi că ăsta e poet. Nu e așa. Oameni buni, suntem la Ion Marchiș, la Ministerul Culturii, Direcția Județeană pentru Cultură Maramureș. Citesc de pe hârtie, că altfel m-aș fi încurcat. Bine, te văd. Bine ai venit, Maria, dragă. Te-am așteptat de mult, de vreună tot mă amenințu. Scopul și durata vizitei despre cultură, administrarea culturii și cultura efectivă. E bună discuția care ai vrut să o facem astăzi, pentru că, având în vedere faptul că noi am amânat cenacul până în septembrie, unde vor fi zile la Rius, două zile, ne-au rămas foarte multe cărți în urmă, nu numai domniei tale, că ești și cel mai bun și cel mai prolific prozator, însă sunt foarte prolific mulți. Prolific este acord, măi. Și bun, și prolific. Și noi avem această datorie față de scriitor să facem două zile de Arheus, unde să ne prezentăm cărțile apărute în ultimii doi ani. Că anul trecut cu pandemia n-a mai fost niciun fel de tabără. Și nu vom mai prezenta cenacul și poezii, ci cărți, că s-au adunat foarte multe cărți. Iar în ceea ce te privește, cred că vei fi cel mai bogat în apariții editoriale. Eu vreau... Pentru strict personal, că aici nu administrăm cultura momentului, da, e un an, anul ăsta, în care îți dă două cărți. Am scos două cărți. Ai acolo ultima apariție de trei săptămâni. Euriana și ceasul solar, această carte mea, nu știu... O carte care a ieșit la Casa de Pariuri Literare din București și prezentată de Adina Dinițoiu și Raul Popescu. O carte foarte valoroasă, foarte importantă. Tocmai am terminat luna trecută să fac o... Mi-a făcut onoarea Marianila să mă pună să ilustrez o carte. Asta e cartea care o să apară în ianuarie-februarie. Da, și eram în atmosfera cărților lui Marianila, pentru că, fiind nevoit să-i fac ilustrații la patru proze, scurte, am intrat... Care s-au făcut șase. Am intrat în universul acesta post-desiștea. Oi. Și fiindcă vin de la același spațiu, de la eu înspre Peri, că mă amintesc acum... Că mi-am trece așa prin cap pe el, să fac o paranteză, că domnul academician Marius Porumb îmi spunea zilele trecute că e foarte necăjit de ce mănăstirea nouă Peri din Săpânța îi zice tot Peri. Că de Sfințenie îi zice Peri 2 sau Peri de Stânga. Nu, îi zice Săpânța Peri. Săpânța Peri. Mănăstirea asta nouă, care că e... Că să fie aceeași denumire. Da. Dar care e... O experiență reușită acolo, da, reușită. Aproape de Tisa și care stă în mărturie. Deci zice Săpânța Peri, să nu-i zic că tot Peri. Nu, Săpânța Peri. Atunci avem confuzii istorice, așa că Peri dincolo de Tisa. Așa și zice. Mă rog. Și atunci am intrat în acest univers pe care și mie mi-este propriu. Că înainte când ați deschis voi camera, povesteam despre o întâmplare din copilăria mea. Da, vorbeai despre... Păcat că n-am reușit să prindem despre felul în care... proaspăt tu, proaspăt proprietar de ceascul Beda. La sfârșit să o citesc, că el e de două pagini. Ok. Deci tu, proprietar de ceascul Beda, și ca, cum e și firesc, 6-7 ani câți aveai, da. Trebuia să arăți satului întregului sat. Da. Mai ales la moară, unde tu, ca fecior al moralului, acolo venea lumea, l-a măcinat și ai arătat ceasul unui moș Herincu, mie m-aduce aminte, de aia te-am și lăsat, era frumoasă povestea, mie m-aduce aminte de Herina, o carte de-a mea apărută acum 5 ani de zile. Este o, are o nuanță. Hai să luăm povestea, că e frumoasă povestea, e păcat să nu o și da, prinde pe... Bun, dacă vrei să citezi, că e scurtă. Nu, asta cu ceasul. Cu dar cu ceasă. Dai drumul, sigur. Nu, dar eu nu sunt scriitor. Și e păcat să nu... E o poveste chiar frumoasă. Eu scriu greu. Scriu greu și de aceea...
Asta... Greu, tu scrii greu, dar nu greu. Scriu greu pentru că nu am dexteritatea verbului pe care tu o ai. Tocmai vorbeam, că ce știm despre Moșo Erico, ok, dar vreau să spun ce interesant e universul tău metafizic. E ceva între pe spațiul lui Chirico și Marcheș. Tu ești de Maramureș. Foarte, este o metafizică a obișnuitului, ma superficialului, a epidermie Maramureșului, dar este o metafizică. Ca și cum în firul de praf ar fi strămoșul universului. Întâmplările din cartea ta devin dintr-o dată niște nimicuri. O vrăjitoare, o vindecătoare care culege de pe cutinul niște plante pentru și face o pomadă pentru episcop, de exemplu. Mișcările din proza ta, pentru că ai făcut teatru, simt teatru în proză, nu orice proză. Așa este. Simt teatru. Asta îi dă un mare avantaj pentru că îl trimite într-un soi de metafizică. Actul banal se transformă în act aproape filozofic, cu învățăminte de perspectivă ancestrală. Știi, care e, dacă tot discutăm de carte, de cărți, așa, la mine chiar se poate discuta vreo 33 de cărți care stau Trebuie criticii să discute. Și discută. Poți să vezi Raul Popescu, citește ce spune. Se poate spune, fără nici cea mai mică urmă de îndoială, că Marian Ilea este cronicarul în excelență a Mittelstadului, al acelui ținut nordic multietnic, plin de magie, în care extraordinarul, prin singura realitate și singurul adevăr, începând de la întâmplările pierdute în negura istoriei, până la evenimentele în aparență banale din viața cotidiană de zi cu zi. Pitorescul personajelor al situațiilor este unul aparte, cu iz de cronograf, recognoștibil, imposibil de confundat un altul, fiind deja o marcă înregistrată Marian Ilea. Atât în povestirile maramureșene, cât și în cele ucrainene din ținutul Pocuției, cronica de familie se învecinează cu cea istorică, cronica banalului cu cea a faptului inedit, toate purtând însă semnul unei inevitabile fatalități căreia nimeni și nimic nu poate scăpa. Raul Popescu, în această proaspătă carte. O inevitabilă fatalitate, apariția lui Alin Preda. Bine v-am găsit. Alin Preda, foarte interesant. Să luați un loc. Cer scuze, dar asta e. Alin Preda, realizatorul emisiunii. Eu din de Alin, că nu l-am văzut. Vine și el, vine și l-am văzut de la ocolo. Vine și el în propria lui emisiune și acum hai să pornim. Ce, dacă tot vorbesc despre asta, că n-am prilejul să vorbesc despre Marian Ilea, poate atunci când o să lansăm în toamnă volumele, cărțile, dar eu o să ne lăudăm unul pe alții. Normal. Suntem toți din aceeași. Păi, păcat să... Ce ce mă impresionează? Deci alături de această proză, care oricum are iz ancestral și mitică din Maramureș, nu poți ieși fără. Că însă și limba noastră este... Dar nu ți să nu dă voie. Dar ce este interesant, în poveștile tare moderne, nu numai asta cu insula Corsica, un șofer se duce și pe urmă și aduce patronul aici. La prezent, adus... Reușești să faci mitologie și din banalul modern. Știi, și din, de fapt, la tine această intenție de a face un fel de manele și manele devin metafizice. La... O banală călătorie, o banală... Banalul vizită, care are senzațional în el. De exemplu, pe de o parte, pe de altă... Cum ai mobilat un apartament? Ăla faianțează și îl așteaptă pe italian să vie cu pușca lui în vizită. Da, mai e... Noi aici în Maramureș, fără să vrei, suntem un ținut care suntem atât de suficienți noi ca ținut nouă, încât e o lume de sine stătătoare și atunci poți să arunci un oșcior și reconstitui întregul animal. Am trecut deja la o manieră de lucru, Maramureșul ficțional, de fapt, și Maramureșul Maramureș de-a lungul secolelor îl găsești în aceste cărți. Dar și Maramureșul de acum, deci aceasta cu pandemie, cu cel care se duce în minte și aduce o mașină, interesant este că vezi și atunci când ăla lipește faianța în baie și când ăla se duce și își face șmenurile lui acolo, totul, parcă construiește un stat de lemn, totul prinde profunzime. Superficialul devine semnificativ, asta m-a impresionat. Și chiar senzațional. Deci firul de praf devine centru al universului. Okay, okay, okay. Piatra aruncată în nămol și
izgonită de toți, la tine devine fundament scenic. Asta îmi place la tine. Îmi place că faci, creezi spațiu scenic dintr-o întâmplare prăfuită, dintr-o întâmplare de neobservat, aproape banală, da. Să... Alina, m-a prezentat, ce-a pierdut? N-ai pierdut nimic, cartea care o am văzut acum 2-3 săptămâni. Eoliana și Ceasul Solar, Casa de Pariuri Literare, și discutam despre un text pe care Marian, felicitări. Da, mersi. Un text pe care... Cât are? A 30 și nu știu câte. Ion Marchiș o să ne-l citească acum despre moșul Herincu, bătrânul Herincu, pe care era să-l împuște dacă aș fi avut un cartuș. Dar mă bucur când ai vrut să citesc. Imediat citești. Herincu, care am spus că mă amintește de Helina, și amintindu-mi de Helina, e un personaj din Galeria Desiștei Mitrăștadului Maramureșului. Oricum, acest mozaic interetnic, aceste culturi adunate într-o singură respirație, foarte greu găsești la altcineva în Transilvania. Pentru că aici toată lumea are dreptate. Fiecare cu personajele tale, când vorbesc, cred că pe lumea asta există numai el, numai simțul, cultura, iubirea, întâmplarea lui. Cea mai banală întâmplare, spală cineva o oală și devine întâmplare, cum am spus înainte, scenică. Asta este formidabil. Pentru că a face despre fapte mari când vorbești, să devii interesant, poți deveni interesant. Întâmplarea în sine poate să te capteze. Dar despre fapte mici, să le faci monumentale, asta e greutatea. Și asta înseamnă... Acum o să ne citească ceea ce ai pierdut tu... Povestea. Da. Povestea scrisă de Ion Marchiș. Moșul Herincu. Pentru că nu m-a întrebat cât e ceasul, l-am arestat pe pervazul ferestei cu pușca gumnicului pe moșul Herincu. Aproape de moară, pe șesul dintre sat și zăvoaiele râului Mara, un bătrân păștea o mică turmă de oi. De la sighe, tata mi-a cumpărat un ceas de mână, Pobeda, pe care mi-l doream eu și pentru care am așteptat mult timp. Proaspăt echipat cu ceasul pe mână, cu mânecele suflecate, să mi se vadă ceasul, am plecat grăbit spre moșul cu cele câteva zeci de oi, ca să-mi remarce nemaipomenitul cadou. Moșul Herincu arăta așa cum era și porecla, slab ca un herinc. Făcuse amândouă războaiele de unde scăpase cu greu dezertând după ultima bătălie când a scăpat de gloanțe, ascuns sub un pătul de clai undeva prin estul Moldovei. Tresărea și tremura la vederea armelor și mai ales la zgomotul specific al percutoarelor și la clănțănitul încărcătoarelor. Nouă copiilor ne povestea scene nesfârșite din aventurile războiului pe care le-a trăit sau poate inventat. Ne-a învățat cuvinte ungurești, nemțezi, rusești, italiene. Mai târziu am realizat de greșile pronunța și folosea. Oricum avea mereu în jurul lui o ceată de copii care îl ascultau. Știa și povești cu balauri și arătări fantastice ce viețuiau mai ales în pădurile și stufărișurile dintre sate. L-am zărit stând în bot în gândura și am plecat țintă spre el. Era victima mea sigură. M-am foit mult în jurul lui cu ceasul pe mână nou și sclipitor. Însă moșul șmecher cum era, știind ce urmăresc, s-a făcut că nu-mi vede ceasul. Într-o vreme îl întreb eu uitându-mă la norii cu coș de pe cer. Moșul Herincu, nu știi cât e ceasul? Nu știu, nici mă interesează, răspunsă moșul Herincu. No, să zic eu cât e ceasul, moșule, că mi-a cumpărat tata ceas Pobeda din oraș. No, nu mă interesează ceasul, te du-te-n treaba ta, coptile. Am plecat de acolo rănit în orgolul furios, frustrat și disperat. Într-o zi de sâmbătă, tata, bunicul și primarul de la Sighet, secretarul Năsui și alți ștabi au venit la vânătoare în zona Hărniceștiului, pe darurile împădurite și hățâciurile de după râu. La sfârșit au lăsat armele și hatiracurile într-o cameră la noi la moară, iar în cealaltă cameră s-au pus pe ospăți mare. Mi-amintesc de mirosul de carne de vânat din oala cea mare și de îmbieturile cu horincă de râsă de veselie mare. Eu m-am strecurat cu dios în camera cu arme, am luat pușca cu două țele a bunicului, pe care o cunoșteam bine din instrucția prematură pe care bunicul mi-a făcut-o, fiind mare vânător și cunoscător de arme. Știam să o verific dacă are cartuși pe țeavă sau armei sau asigur să o chez corect și altele. Am pus pușca pe pervazul geamului deschis spre curte, unde trecea o cărare spre puntea satului, pe unde oamenii treceau cu coșuri în spate, cu fân, dovleci, mâncare pentru cei de la coasă sau de la săpa și alte lucruri. Dracu a făcut că tocmai când mă jucam eu cu arma, au trecut moșul Herincu cu coșul în spate cu sfeclă, încărcat venind de după râu.
Moșul era desculț, în gati și cămașă de lucru, din cânepă deschisă, largă la gât și ruptă în coate. Stai, stai că trag la somatiu pe moșul ca filmele de la Căminul Cultural. Moșul Elincu a nebunit de spaimă. Nu-i venea să-și creadă ochilor că o pușcă era îndreptată înspre pieptul lui și că în capătul celălalt se afla un mucos fecior morav. Stai, stai, măi, eu nu cudii tatăl. Nu mă interesează unde e tata. Culcat, am strigat eu mare vânt cu zgomot percutorul și armând ca și cum aș fi introdus cartoșul pe țeavă. Am ochit îndelung mișcând arma spre corpul tremurând al bătrânului. L-am făcut să se târească în urmele de noroi rămase după ploaie. Manevra percutorul și dădea ordine. Târâș, culcat, dezbrăcat, îmbrăcat. Moșul cu rugol făcea tot felul de manevre după ordinele mele, așa cum am văzut în filme. Era slab, pricăjit, aproape albastru, temurând de o mare groază ce intrase în el. Deodată am simțit o mână uriașă care mă apucă de ceafă și mă scutură, mă dezarmează și mă aruncă cât colo. Ce faci, mă, vrei să-l omor pe moșul Herincu? Unicul care l-a oprit pe tata să mă bată după ce s-a asigurat că nu erau cartușe în armă și nici la îndemâna mea și că totul a fost un joc. Tata și bunicul Petru s-au întors în cameră lăsându-mă ovă de plâns. De ce ai vrut să-l împuși pe Herincu, mă, eu nu? Că nu mă întreba cât e ceas, am răspuns eu smiorcăit. S-au întors în camera de răspuns de unde, după ce au povestit tot ce s-a întâmplat, s-au pornit o teoriașă de râs, venind fiecare să mă întrebe să le explic ce am avut cu moșul Herincu. Pruncul știa umbla cu armele, m-a apărat bunicul. O vrut doar să-l sperie că tatăl s-o cumpăra așa și moșul s-o făcut pe noi. Și iarăși o de râs, Sorin, că mâncare, veselie și povești. Bătaie mare n-au luat, moșul Herincu era să moară de spaimă, dar... Eu, după mulți ani, am mers în cimitirul din Hărnicești și am căutat mormântul, i-am cerut iertare lăsându-i pe mormânt o crangă subțire și verde de brad. Dar nici șas pe mână nu mi-a mai dorit, însă mi-am cumpărat ceasul de buzunar la care se vede numai lanțul de aur sau de argint. Acolo e și o ilustrare, da. Un sistem de ilustrații, bănuiesc. Da, este și ilustrația asta cu moșul Herincu. A, uite, așa. Asta îmi pare bine că m-a lăsat să citesc. Bine, nu are valoare, nu știu ce literară. Noi și așa, nu, dar noi și așa n-am citit de-a lungul vremurilor. Hai să ne citești și tu. Un fel de ce n-a cu voi, o să vă citesc. Să citesc, da. Ca să îi îndemnăm pe oameni la lectură ceva, ceva. Mă bucur mult că citești și tu ceva. Așa, din cartea asta, care se găsește deja în librării, în rețeaua Humanitas București, Cluj, Cărturești. Da, aia și... suprarealistă cu dintele verde, aia trebuie făcut film de asta, cu dintele verde. Asta e o proză incredibilă. Și eu o să citesc un text scurt din cartea care tocmai a apărut, Aline și pregătit. Să nu uităm că e emisiunea lui Alin Preda. Vai, ce bine! Stă lângă Ion Mureșan, Alin, acolo avem așa. Un spectator. Păi Ion Mureșan, puteți să-l arătați dacă am gipsul jos. Titlul textului este Vai, cu mai mulți de A, ce bine! Vai, ce bine! Să ascultăm! Veder ca Gulie, persoană onorabilă în Mitterstadt, își petrece după amiezele pe treptele magazinului mic, gros, din cartierul Microbaion Vest, împreună cu 7 pensionari mineri. Rând pe rând, pensionarii cumpără câte o sticlă de vodcă și își dau parola. Ardem gazul de pomană, invariabil. Vedem că Gulie răspunde, vai ce bine! Dacă după ardem gazul de pomană, unul din pensionari adaugă, la ora asta eram în mină, orizontul 15, copturam și pregăteam frontul de pușcare și dacă vedea că Gulie tăcea, îi dădea unul cu cotul și replica nu întârzia. Vai, ce bine! Și discuția se pornea iar. În piață, dinaintea nevestelor minerilor, care își dădeau coate, un țăran își făcea reclamă la roșii, ca morcov și castraveți. Țapeni! Iar Gulie nu rata efectul. Vai, ce bine! Și nevestele, parcă supărate, s-o cerut careva părerea. Anul ăsta, în aprilie, apăruse primul caz de COVID. În COVID-19, în microraion vest. Informația o discutau. Nu și-o discutau pe la colțuri foștii mineri cu nevestele lor.
Pășcuț Emil, pensionar, cardiac, fost șef al finanțelor din oraș, spusese, întâlnindu-l pe stradă pe vederi ca gulie: nu vezi cum ăștia ne-au ținut ca oile în țarc? Ne-o scoate numai când ori avea nevoie de noi, la vot. Amui numai cu mască sus și cu capul jos, că nimeni n-are nevoie de cap în țara asta și poftim unul de 68 de ani, îi primul nostru caz de COVID în microlaionul. Vai, ce bine, răspunde prompt gulie. Fostul finanțist rămase cu ochii holbați la gulie, dădu din mâini, bătu din picioare și zise: gulie, mă bucur că ești de acord cu mine, că unde nu-i cap, îi vai de picioare. Și eu cred că a fi bine și mai cred și că am găsit soluția ca să conving guvernul să nu ne mai fută la cap. O să vezi. Vai, ce bine, aprobase parcă îngăduitor vederi ca gulie, oprindu-se la minerii pensionare pe treptele magazinului mic gros. Vocea unui pensionar miner: nepotul meu n-are tabletă, n-are internet, așa că pah și pusi școală. Vederi ca gulie, umplându-și tacticos cu vodcă primul pahar din plastic de culoare albă, al după amiezei, vai ce bine, altă voce de fost miner: n-au cu cine înlocui cadrele didactice covidate de la școală, măi. Vederi ca gulie printre înghițituri, vai ce bine. Azi, într-o frumoasă după amiază de toamnă, fostul finanțist rămas încă din aprilie fixat pe binele lui Vederi ca gulie, apare la colțul străzii, trăgând după el un cărucior cu o butelie de gaz, se apropie de treptele cu mineri din fața magazinului mic gros și zice așa lui gulie: economia noastră e covidată și are nevoie de ventilație. Intervine vocea nervoasă a unui miner pensionar deștept și olog: fără ventilație, ce știi tu, băi, cardiace? Te sufocai pe galeriile de mină. Vai ce bine și vai ce bine, două rafale întârziate, una după alta, gulie înnecându-se cu vodka celui de-al doilea pahar al după amiezii. Pășcuț Emil: n-or mai fi decât șomer și pensionar paci. Vai ce bine, zice gulie, umplându-și calm al treilea pahar al după amiezei. Pășcuț Emil: în loc să-i tragem noi pe ei de mânecă, de alegeri, uite că ne trag de urechi. Aici nu-i ca în Franța, noi nu purtăm veste galbene. Vai ce bine, vocea tremurată a lui Vederi ca gulie. Pășcuț Emil: nu toți gândesc la fel, nu toți poartă mască. Trump și-a injectat în vene hipoclorit și-a biruit COVID-ul. Și noi ne injectăm vodcă, zice un pensionar. Vai ce bine și vai ce bine, dublă rafală însoțită de râsul fără răutate al lui Vederi ca gulie. Pășcuț Emil, ton solemn: măi gulie, eu vreau azi să demonstrez științific că voi aveți dreptate și nu guvernul. Haină, pulover, cămașă, pantofi, ciorap, curea, pantaloni, chiloți, îi cad ca frunzele uscate striptizerului, fostul finanțist. Vai ce bine! Și odată cu gulie, cei șapte mineri s-au oprit din băut, au privit și apoi au aplaudat. Striptizerul le-a făcut o plecăciune cu mâna la inimă și a zis: mulțam fain! Trăgând cu mâna stângă căruciorul cu butelia de gaz și ținând în dreapta o brichetă, în pula goală, fostul finanțist începe marșul către centrul Mittelstadului, țipurând ca ars: ardem gazul de pomană, vai ce bine! Minerii cu gulie în frunte îl urmează la câțiva pași. Ajunși în fața primăriei, după un moment de reculegere, deschide hotărât la maximum robinetul buteliei de gaz și aprinde imediat picheta la gura buteliei, nu înainte de un ultim vai ce bine cu tremurător: bună ziua, actele dumneavoastră la control vă rugăm. Deși obișnuit de o viață cu controlele financiare, inima nu i-a mai rezistat controlului de identitate, practicat cu toată civilitatea și delicatețea de către organele de ordine din Mittelstadt. Organele au chemat smurdul,
care a constatat decesul. În raportul de poliție s-a constatat că cetățeanul Pășcuț Emil, pensionar, fost finanțist al Mittelstadtului, gol pușcă, a învârtit robinetul buteliei de gaz la maximum, dar în sens invers. De aia, când a aprins bricheta, nu i-a explodat decât inima, la interpelarea blândă a poliției. La spital, pe certificatul de deces s-a menționat infarct, iar în urma testului PCR, obligatoriu pentru statistici, s-a consemnat că Pășcuț Emil a fost contaminat de COVID-19. Ei au fost grav lezați centrii nervoși ai mirosului și ai gustului din creier. A murit Pășcuț Emil bătându-se până în ultima clipă pentru dreptatea noastră. Programă un pensionar miner în cimitir. La groapă. Vai, ce bine! Vocea sugurmată de emoția lui Vederca Gulie. După câteva clipe de reculegere, pentru prima oară, Gulie schimbă placa. Pășcuț Emil a fost delegatul nostru sindical și bunul nostru prieten, să-i fie țărâna ușoară. După care Gulie se lăsă moale ca o cârpă pe jos și începu să sfore. Îi obosit săracul și mâine mai are de lucru la binele lui, concluzionă un miner. După amiaza de toamnă e pe sfârșit, foștii mineri ies din cimitir, ducându-l în cârcă pe Gulie, abătuți se întorc acasă. Odată ajunși, fiecare în apartamentul lui va urma seria paharelor de seară, împinși pe pat dinaintea telejurnalului cu morții de COVID, urmat de vizionarea unui porno și de un somn recuperator. Soarele varsă o lumină groasă gălbuie ce se prelinge dinspre Valea Chiuzbăii peste cartierul de blocuri din microraion Vest, dat în folosință în 1975 pentru minerii de la minele din Mittelstadt, Șuior și pentru muncitorii de la flotația orașului, și pentru nevestele lor de la filatură, ori de la avicol, și pentru copiii lor ajunșați mineri pensionari în Mittelstadt. Vai, ce bine! Vai, ce bine că ai citit tu, foarte frumoasă. Așa. E o felie literatura de pandemie, nu? Asta e rară. Sigur că da. Și în Eoliana și ceasul solar, evident că apar și cazuri ale COVID-ului și evenimente care se petreceau în Mittelstadt în 1600-1700 și așa mai departe. Deși totul este rău, personajul acela spune, vai ce bine, vai ce bine. Asta este salvarea prin umor, este o iluminare acolo. Parcă trecând... Asta caracterizează mitele Europa. Da. Noi, începând cu Hrabal, Kundera, fără umor, nu s-a fi putut trăi în mitele Europa, dar s-a trăit și s-a supraviețuit. Și când s-a murit, s-a supraviețuit în continuare. Da. Același lucru s-a întâmplat și în pandemie, nu? Păi și se întâmplă. Că adevărul e că se întâmplă în continuare, nu? A ironia foarte bine, a surprins ceea ce cred oamenii și ce se întâmplă cu adevărat. Faptul că l-a murit de inimă și scrie acolo că a murit de COVID. Și exact ce povestesc oamenii în bănci. Era... Ce timp tu urmează să vadă lumina din partea? Da, evident. Sau e deja? Da, E manuscrisul? Nu, e manuscris. Un manuscris ilustrat. Da, o să mai scot o carte ca și asta. Așa. Noi fii atent, noi suntem în... Noi ne-am adunat să discutăm Direcția Județeană de Cultură am realizat un fel de cenaclu literar în bunul sens al cuvântului. Și acum, dincolo de apariția asta editorială, trebuie să spun că Ion Marchiș ilustrează o nouă carte care are un titlu cu minte, 6 proze. I-am spus că sunt 4. Inițial era 4 proze, dar se tot schimbă coperta. Sunt 6 proze, au ilustrat deja 4. Cele 4 au apărut în presa de cultură culturală națională, urmând să mai apară 2 care de lucru la
ai păstrat încă două. Păi sunt în mână, m-am păstrat în formă. Atmosfera și spiritul desenelor e absolut spectaculos. Este primul volum de poezie? Da, e volumul. Am păcătuit și eu cu literatura. Acolo am și scris. A fost o mare surpriză pentru mine. Am scris și pentru mine. Despre cartea asta. Așa că întâlnirea de la Arheus va fi cu un literat în plus, care vine din lumea artelor plastice. Ioan Marciș. Mie îmi pare rău că am intrat în lumea asta. Ai făcut foarte bine. M-am putut abține. Și nu, vai ce bine. Ca să răspund ca veder ca gulie. Bun. A ajutat pandemia, să zicem... Da, poate că da. Nu, n-am avut lucrări mari, monumentale în ultimul an. Am făcut Vasile Lucaciu, care încă nu s-a... Apropo, ce? Când? Păi este... Primarul a preluat statuia, eu am predat-o primăriei. Găsește el un moment. Stă acolo de 6 luni plastic pe ea, nu știu. N-aveți cumva o poză, măcar să o vedem în avantpremieră? Eu cred că fotografia am. Nu știu dacă Marian nu știe. E lucrarea terminată, dar e foliată. Deci, probabil că va fi o... O să răstu la cameră. O deschidere. Da. Uite. Asta deci, nu știu dacă se vede ceva. Asta este statuia care trebuie dezvelită acolo. Din fața Colegiului Național Vasile Lucaciu. Păi probabil că va veni și Vederca Gulie la... E acolo, grosul, va veni și la, și face, vai ce bine! Dezvelire și la final o să am zică, vai ce bine! Am făcut asta cu mare plăcere. Știi mică. Cum e? Că e frumos aici. De 6 luni e în țiplă sau nu contează ce. De 6 luni în plastic. Vai ce bine! O să în pandemie. Asta de 6 luni a fost, vai ce bine! Și acum să dezvelește, vai ce bine! O să dezvelească, cred că întotdeauna asta, domnul primar, nu știu, trebuie să se hotărească. Eu am... Să vă și dezvălui acum. V-am citit textul ăsta scurt, așa, care are pretenții să vină din mari umoriști ruși. Ilf și Petrov, cei care prin umor au salvat, de fapt, Marea Rusie, țaristă, și după aia Rusia comunistă și au născut alți umoriști până la mitel europenii noștri care și acum trăiesc și erau ființe, scriitorii ăștia erau tragici, dar aveau un umor absolut incredibil. Păi rădăcinile umorului autentic este tragedia. Așa. Când m-ai întors pe dos, întoarse pe dos durerea de mine umor autentic. Este firesc, e așa ca și deci, o felie de literatură la umbra literaturii mari, rusești, sorginte umoristice. Ceea ce merge bine în România este cultura, asta se vede de departe. Indiferent aproape de condițiile în care se dezvoltă cultura, așa a trecut și de pandemie. Mai rău a fost pentru instituțiile de spectacol și pentru teatre, în primul rând, pentru că plasticienii ei iau un atelier de mine de rău, a putut să se lucreze. Dar viața de spectacol a dispărut. Că așa. Ceea ce e foarte trist în, și de aici și revărsarea asta pe care o trăim permanent, a dorinței de comunicare, dorința de a merge la spectacole, Clujul care a dat cu festivalul Untold o lecție de bună cuvință. Fără artă se usucă lumea spiritual. Se vede că nu se poate trăi fără cultură. Acum s-a văzut. Corect. În pandemie s-a văzut că viața asta parcă n-are niciun rost. Nici n-ai ce să faci și nici cu banii, nici fără bani. Cultura este cea care, ține tonusul nostru spiritual. Oriunde divide, oriunde vine ea. De pe orice nivel. Asta a făcut și tradiția. Păi asta adună oamenii la crâșmă, începând de la vechile bodegi, la o vodcă, discuțiile toate devin culturale, chiar dacă ele sunt de o rară banalitate, ele devin culturale pentru că de fiecare dată se găsește un
participant care are ceva de spus, irită, creează conflictul, se aplanează conflictul, e viață. Tradiția salvează de multe ori și individul, că nu toate sunt personalități. Literatura mare e făcută de mari personalități și arta în general. Dar în ceea ce privește tradiția, dacă luăm așa la modul folcloric, ea salvează individul, că tradiția atât de puternică, că orice prostie ar zice individul, este salvat, este asimilat. Iar ceea ce produce tradiția este întotdeauna de valoare. Pentru că trece prin malaxorul. Aici noi stăm foarte bine. Da. La ceea ce se produce tradiția, începând de la obiceiuri, umor și meșteri populari. Apropo de meșterii populari, care ei transmit cultură. Da, și ei și trăiesc prin asta. Meșteri populari niciodată nu va lucra dacă nu va avea comenzi. Ei nu sunt artiști profesioniști ca să se dedice profesie, indiferent dacă poate trăi sau nu din ea. De aceea, el trebuie să și vândă. Relația aceasta între ce pot vânde, ce pot produce, ce se vinde, cât de legat trebuie să fie de tradiție ceea ce vând, cât de legat e de ceea ce... Asta este viața. Mie mă amintește asta de un personaj care mie mi-a marcat copilăria, bătrânul Vărenaru din Ierud, care făcea crucile vechile, cruci din cimitirul, din bisericii din Deal și din Șes. Care încep să putrezească și... Bun, dar care le făcea cu mare drag, dacă îi aduceai lemnul, te pregătea pentru cimitir. Da. Așa? Și veneai de fiecare dată cu alții de-ai tăi când se lucra crucea și participau oamenii. Ăla, bătrânul Vărenaru, Vâjul Vărenaru, îi ziceam eu, îl cioplea, dar el trebuia să și trăiască. Da, trebuia să și atunci, începea de dimineață, în curte, acolo era atelierul de cruci, tunsul. Îi tundea pe toți, care veneau, toată lumea era tunsă în eu, o parte din cei care îl frecventau pe Vâjul Vărenaru. După tunsoare începea discuția legată de religie. Asta de obicei se încheia seara, târziu, la câte un pahar de vodcă, de țuică, ascultând Europa Liberă la vremea respectivă, și toate treceau frumos în fiecare zi a vieții lui. Crucile respective sunt acolo și era Ileana Vărenarului, nevastă sa, eu am rămas așa cu fixul ăla, că era cea mai importantă bucătăreasă de plăcinte. Sara ne făcea plăcinte într-un lighean pe care dimineața îl foloseau să se spele. Pur și simplu un pic de apă, limpezea ligheanul, arunca apa și făcea aluatul de plăcinte, iar seara târziu veneau plăcintele. Bunica mea zicea, măi, să nu mănânci plăcinte, nu știu ce, dar de ce să nu mănânc? La care era cea mai grea. Da. Păi, cu ligheanul, că... Da. Așa. Dar n-aveau timp de două ligheane. Și erau niște plăcinte absolut extraordinare. Nu știu, este fascinant viața rurală, pentru că acolo și moartea este văzută ca pe un aliment comun. Noi suntem obișnuiți în lumea modernă să facem o dramă teribilă din moarte, metafizică, dar țăranul o ia ca pe un aliment obișnuit de viața și moartea sunt împreună. Când a murit, deja aveam 20 de ani, avea un zâmbet pe față, nu-i venea să creadă că i se va întâmpla și lui ceea ce de fapt se întâmplase tuturor celor ce-i trecuseră practic. Cu mare naturalețe privită. Da, este o anume... Da, și cimitirul Veselin, să deci, așa zis o Veselin. Anume lecție pe care oamenii toată viața se pregătesc pentru moarte. Și unii dintre țăranii noștri sunt
pregătiți de multă vreme pentru așa ceva. Bun. Hai să vedem tabăra Arheus. Anul trecut n-am putut să ținem tabăra Arheus. Uite, ne puteam aduna aici 5-6 și... Mie îmi lipsesc aceste cenacluri. Noi am, după Revoluție, dacă ți-amintești și tu ai făcut multă activitate pe terenul ăsta literar, trebuia să reînnoim cenaclurile vechi existente, mai trăiau Ghenceanu, Olos. Am avut diferite cenacluri, am fost cu tine peste tot atunci. Așa e. Și ne lipsea acea viață. Acum eu am făcut Arheusul și revista cu ajutorul vostru și cât am putut am făcut. Însă... Bun, Arheusul e o revistă de tradiție, ați și scos un număr. Da, este un număr, dar nu știu dacă nu m-am pregătit cu el aici. Nu-i nimic. Îmi pare rău că nu e aici. Dacă vine Andrei... Deci Arheusul are încă viață, da, își vede de drumul lui. Și așa am înțeles și cu Muieșan și cu clujenii, să facem în toamnă două zilele Arheus, atât. Nu tabără propriu-zise. Da, da, da. Că nu am cum să fac tabără propriu-zise, că nu am spații de cazare. Păi nu ai spații de cazare și nimeni nu știe ce se va întâmpla și cu COVID-ul ăsta. Și nu știe ce se va întâmpla cu COVID-ul ăsta. Nu știm, poate valul ăsta 4 sau care acum va. Da, deja am intrat. Lumea și-a dorit să vină. Foarte mulți s-au speriat. Mă întâlnesc cu prieteni de acum 2 ani, sunt parcă mai rezervați, s-a dispărut. Să facem totuși o gheață între noi. Și dacă nu mergi la un spectacol, dacă nu te întâlnești cu oamenii la grijă sau undeva, această gheață nu se sparge. Și rămâi tot mai singur. Viața trăită singur nu are nicio valoare, nu are niciun sens. De aceea arta e, societatea are nevoie de artă, pentru că arta ne face să ne simțim un singur corp. Corp universal. Individul care nu creează, care nu iubește frumosul, care nu se îndrăgostește, este mai mult decât singur, e aproape mineral. Ore, și până mai spunem eu cu Alin vreo 4-5 propoziții, fraze, vezi dacă îți găsești ilustrațiile la viitorul volum. Da, cred că există. Ilustrațiile pe care le-ai făcut în... Voi povesti și eu le caut. Așa. Revenim un pic cu acordul vostru la ceea ce citit maestru Marchiș. Aia e întrebare adevărată, nu? Cu da, cușca. Da, e adevărat. E chiar biografic. Asta e un avertisment. E așa cu simbolism. Nu vă puneți cu Marchiș. La ceasul Pobeda, acum, astea erau ceasurile... vedetă la vremea, într-o anumită vreme, în vremea comunismului, și mai era un, apropo de ăsta, mai era un ceas, Ioane, Rucra. Rucra, da. Rucra. Și Pobeda, eu atât asta am avut, că mi-am dorit ceas. El a avut o povedă pentru care ar fi făcut aproape moarte de om, la 7-8 ani. Eram încântat. Deci eu, avertismentul ăla, să nu vă puneți cu Marchiș, la... Așa, uite. Astea sunt cele patru. Sunt multe desene. Schițe pentru. Pentru că originalul l-am dat lui Marian. S-a dus la... Nu, pentru viitoarea carte, care o să apară în ianuarie-februarie și care se numește 6 proze. Bun, 4 au apărut. Da, fără ilustrație. Sunt variante ale cărții. Sunt variante. Ele au apărut în presa culturală. Asta e. Fără schițe. Da, da, da. Fără desen. Da. Ia uite. Sunt variante ale lucrurilor. Mi-a plăcut foarte mult spiritul în care ele au fost făcute. Știi că Ion a reușit un tot unitar citind textele una după alta. Asta ți-i baia sprijă. Cu entuziasm. Da, 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 da. Și asta este Corsica. Așa. Corsica. Bine că am găsit câte... N-are cu vedere ca la gulie, dar putem să spunem, vai ce bine. Vai ce bine că vreau să... Și asta tot va sprie. Așa, așa. Mineritul cu cai. Asta e bala cu pomada, cred că... Dar nu mai încep să mă desprind de ele. Păi, totuși trebuie să mai forțez încă două... Eu am predat... Încă două proze mai ai de... Asta e cu dintele verde. Așa. Dintele verde.
Petro Petrovski. Dar și asta îmi place mult, mie asta, care a zis să pui și pe... Da, da. Asta merge către soldatul Jvei al lui Hașe. Asta cu dintele ți-am dat-o? Da, cum să nu. Asta. Cum să nu. Da. Și bineînțeles, o și-a apărut. Da. O și-a apărut în presa culturală. Și sunt variante acum. Și în grădina ăștia care beau și sfădește. Deci vrem, nu vrem... Până la urmă, emisiunea asta s-a închegat ca un... variante. Astea vor fi ilustrațiile pentru ca un cenaclu de bună calitate. Așa. Acum, dacă toți suntem... Dacă toți suntem la administrarea culturii, n-are rost să întrebăm Direcția Generală de Cultură la Mureș. Întrebați ce vreți. Nu, nu, că n-are rost să întrebăm despre finanțări. Că bani nu sunt în cultură. Dar Consiliul Județean a găsit soluții. Eu am o relație bună cu Consiliul Județean, nu numai de acum, pentru că ei, într-adevăr, au început să observe patrimoniul și să aloce fonduri. Asta e un lucru bun. Restaurări. Că n-avem ceva cel Maramureș, pentru că avem foarte multe acoperișuri de cindrile, acoperișuri de cindrile care să... Și facem eforturi să finanțăm. Deci, perspective sunt. Perspective sunt, dar eu am o idee foarte interesantă care le spun maramureșenilor. Asta nu înseamnă că nu cer într-una fonduri de la București, de la Institutul Național al Patrimoniului. Bine, dar fiecare consiliu local are fonduri. Să acceseze proiecte, da, da, da. Și diferite niveluri de finanțare pe diferite niveluri, dar totuși ce trebuie înțeles este că cel care are monumentul, proprietarul, trebuie să răspunde de el într-un și financiar. Dacă tu ai, de exemplu, într-o comună o biserică de lemn valoroasă, monumente UNESCO. La noi, da. Acum, monumente UNESCO... Bine, cu monumentele UNESCO există finanțare. Deci există. Da. Uh-huh. Ceea ce trebuie făcut acum și se va face, vor fi sistemele acestea de pază, de securitate, camere cu capăt la poliție sau la proprietar, sisteme de paratrăznete moderne, sisteme de alarme. Asta se vor face, uh-huh. Că nu există acum. Dar noi, din fericire, nu am avut cazuri, niciun caz de hoție în Maramureș, pentru că comunitatea are grijă de ele. Este de știut că dacă ai o biserică, nu neapărat UNESCO, și dacă te folosești de ea în sensul că sunt 20 de pensiuni care trăiesc de pe lângă 2-3 monumente, și dacă putrezești acoperișul și nu-ți dă statul bani, pune mâna și fă-ți. Pentru că tu te folosești, în casa ta cine îți dă banii să-ți schimbi acoperișul sau o gaură în acoperiș? Eu nu vreau să spun că statul nu are obligații, să nu înțelegeți asta. Dar nici să ne așezăm, să așteptăm, nu ne dă statul bani și ne plouă în biserica. Eu așa ceva nu suport. Păi sutele de ani care le are o biserică, cine le-a reparat? Statul le-a reparat. Oamenii. Bun, trebuie să administreze, sunt în patrimoniu, apropo, că tu spui de UNESCO. Dom'le, numai pictura murală din bisericile noastre rivalizează cu pictura murală din marile catedrale. Iar și nu poți să o lași că plouă. Că, domne, poate că plouă, știi cum, știi cum suntem? Poate să-ți distrugă ce, domne, las că-ți dau peste 2 luni de zile banii de mâncare. Și, dar ție-ți foame acum și în alea 2 luni de zile poți să-i le dai lui. Eu zic că ar trebui primarii să fie mult mai responsabili cu monumentele care le au în raza lor, pentru că primarul are acum foarte multă putere. El, dacă predă spiritual și identitar comunității, conștientizează comunitatea că asta e identitatea noastră. Deci facem demersuri, achesăm bani europeni, de unde putem. Dar dacă nu vin bani europeni și dacă nu vin bani de la Ministerul Culturii, noi tot trebuie să... Da. Da, asta este. Există finanțare pentru monumentele UNESCO? Sigur, există finanțare și s-a implicat și Consiliul Județean întotdeauna la finanțare. Practic, iarăși, maestru Marchiș e un adept al simbolismului până la urmă și când comunică e pentru cei care înțeleg ceva. Alin, vai ce bine!
Nu, aici trebuie o comunicare directă. Spuneți-mi care sunt primarii care își fac treaba din punctul ăsta de vedere. Că să nu vă întreb care sunt aia care nu dau doi bani pe cultură sau pe monumentele astea. Lăudați-i pe aia care fac treabă. Sunt canarii de la monumentele UNESCO nu prea am ce să le reproșez. Acolo vine... Dar sunt acești primari, vin la tine, de exemplu, în birou ăsta. Când au nevoie de avize, nu prea vine și de bani. Dar am multă relație cu preoții, cu parohiile care sunt proprietare. Acolo duc eu foarte multă muncă de lămurire. În ce sens? Dacă noi avem biserică nouă, nu trebuie să o pierdem pe cea veche. Pentru că ăsta devine bun spiritual. Biserica nouă este un templu nou, este un... trebuie să ne și noi în vorba Preasfințitului. Dar această renoire nu trebuie să ne facă să abandonăm ceea ce este identitatea noastră. Unde există un pic de abandon al, știu eu, lăcașurilor ăstora spirituale? Există tendința, așa cum... Dați-mi un exemplu, fie de pozitiv, fie negativ. Dați-mi pozitiv să nu vă îndutești... Biserica greco-catolică nu este băgată în seamă pentru că sunt puțini greco-catolici, un mare păcat. Am făcut eforturi supraomenești cu câțiva oameni să înlocuim acoperișul și s-a înlocuit cu niște... E monument de categoria... Da, e monument de A. E monument de A. Deci sunt... Dar pot să spun aproape că fiecare comună. Noi avem 100 și ceva de biserici, vreo 90 monumente. Dar sunt mai multe biserici și care nu sunt monumente în general. Cine nu călătorește în lume nu înțelege de ce lemnul este, arta lemnului este atât de importantă. Nu înțelegi că e o bijuterie de arhitectură, biserica din Ieud Șes. Noi am făcut demersuri acum și încerc cu directorul de la Institutul Național Patrimoniu să cuprindem pe același număr de inventar. O să facem un sit Ieud deal Ieud Șes, pentru că biserica din Șes, cea din deal e importantă din punct de vedere a picturii și a istoriei. Cea din sens e o bijuterie de arhitectură. Și plus e o colecție de icoane. E colecție de icoane pe sticlă, unica, formidabilă. Unica. E foarte frumoasă. Cea mai... Și asta se fac efortul. Însă efortul pe care îl facem noi este și de a conștea, face un... să nu zic educație ca să nu jignesc pe cineva. Pentru că, vă spun, oamenii, politicienii noi mai ales, nu au profunzime spirituală. Ei sunt foarte practici. Ei vor să atragă comunitatea cu canalizare, cu infrastructură. Ăștia de în ultimii 10-15 ani. Drumul acesta la sufletul omului, prin spirit sau prin cultură, e lent. Ei preferă drumul scurt, nu drumul lung. Pentru că poți să fii foarte bun politician dacă ai răbdare, dacă te duci spiritual la om, hai să văd ce cultură aveți, hai să vă fac o nouă școală, hai să vedem ce se întâmplă cu mine. Dar așa, dacă merg direct, îți fac canalizare dacă mă alegi, îți dau aprobare pentru asta. Iar acest drum scurt a dus la un fel de îndobitocire a politicianului. Aici are perfectă dreptate. Mi-aduc aminte la Comisia de Cultură la Senat, era la un moment dat Răzvan Teodorescu. Și astăzi e bula ăla din Iași, ăla cu... Foarte, foarte greu să înțelege de către oamenii politici că drumul pentru școală, drumul pentru biserică sunt esențiale pentru fiecare comunitate, iar în acest moment deja începem să trăim revenirea celor plecați în străinătate, Italia, Franța, nu știu ce, vin acasă. De ce vin acasă? Și sunt foarte mulți, chiar îmi spunea un primar, ce domne, când ajung în Baia Mare și o iau către Ieud, Bogdan Bodă, ce mi se umple pieptul așa de aer ăsta și vin, mă uit, vin acasă. Deci omul când vine acasă, el nu vine la magazinul de din la doi pași acolo în colț, vine la biserica din deal, la biserica din șes. Da, lucrurile astea vor conta, apropo de ce spui tu, că dacă vii la sufletul omului, e greu politicienii să înțeleagă noi așteptăm lucrul ăsta nu care... trebuie să așteptăm multe de la ministere, după părerea. Trebuie să vedem lucrurile descentralizat. Noi trăim în Maramureș. Maramureșul nu e Hunedoara. Ministerul Culturii are atâtea județe, atâtea culturi, atâtea monumente, buget nu are pentru ele. Deci toată lumea ce nu face ministerul, vreau să apăr ministerul culturii, ministerul meu. Dar știu că nu poate avea bani.
Deci la bugetul pe care îl primește, n-are cum să acopere atâtea probleme care sunt. De aceea este necesar ca consiliile județene de la fiecare județ să răspundă și ele de monumente, acolo unde sunt banii locali, că noi ne folosim de ele. Și nu trebuie lăsate abandonate pentru că nu cineva de la cultură nu ți-a aprobat bani. La Budești acolo, de exemplu, din ce, câte sute de ani are biserica aia lăsată în paragină? Păi nu e lăsată în paragină, mă cam acoperit-o și dacă bisericile sunt acoperite, ele se conservă. 300 de ani are. Dacă m-aș fi pus, trebuie să vă spun ceva nou. Deci pe baza aceasta, pe noilor cercetări, să descopere tot la fiecare biserică că e mai veche decât se credea. De ce? Pentru că sunt lemne vechi aduse, sunt lemne de 1700, dar și de 1500. Au fost folosite din bisericile vechi și descoperim cu formidabile prin aceste datări moderne. O biserică e făcută din lemne, din unul de 300 de ani, unul de 400, unul de 200 și acoperișul de 20 sau 30 de ani. Se petrece un fenomen, avem probleme mari, nu are rost să intru în chestiuni tehnice aici, cu șindrila. Producătorii de șindrilă s-au șmecherit și ei, cum să spun. Șindrila mai de mult avea 4 mm. Acum, ca să producă mai multă, o face prea subțire. Odată că nu o recoltează când trebuie. Aia. Pe de altă parte, o face foarte subțire. Și lemnul trebuie să stea pe o anume costă. Așa are o viață mai scurtă. Da, da, iar ceea ce spune lumea, aia face casă cu șindrile, dar zice, putrezește repede. Da, pentru că casele vechi cu șindrile aveau o înclinație foarte mare și cele cu paie. N-avea timp apa să putrezească în șindrile. Vedeți casele, chiar acum i-am spus lui Dănuț care lucrează la Muzeul Restaurator, vă rog frumos să vă uitați bine la fotografiile vechi, la casele care le-ați adus în muzeu și veți vedea că atunci când le-au montat în muzeu, au scurtat acoperișul. Sigur, trebuie să refaci o casă așa cum este, cum este cum? Cum este când au făcut-o acolo 40 de ani? Sigur. Nu, cum a fost când ai demontat-o, pentru că o casă de paie cu acoperișul foarte lung, spre gotic, stă 50 de ani, pentru că nu stă paiul acesta, se usucă și fuge apa pe el. Și ce am spus că o să le dau aviz când repara acoperișul și structura acoperișului, să se uite bine că în țeneri și fotografiile vechi sunt mai înalte acoperișurile. Și dacă acoperișurile au un unghi ascuțit, și dacă e din șindrilă, și dacă e din paie, se conservă foarte bine. Și aspectul arhitectonic... Nu respectă până la urmă, nu știu eu, nu, pentru realitatea. Că, de ce făceau? Crezi că nu aveau ce face țăranii noștri? Uite la casele de la Sighe din 1600. N-aveau ce face decât să facă atâta casa și acoperișul atâta. Și ce am spus eu de tradiție? Din experiența ei au văzut că numai așa nu cheltuiești mult. Numai așa predai o casă la trei generații. Oameni buni, cam asta e întâlnirea noastră. Știu ce, aș vrea oarecum să nu lăsăm partea asta de pandemie așa, ca și o pată neagră în istoria recentă. Ea este o pată neagră. Dar nu din punct de vedere cultural total. Pentru că s-a închis la un moment dat zgomotul ăla. Înainte de pandemie era un zgomot. Total. Nu. Știm, și valoarea, din punct de vedere valoarea era acoperită de multe ori de tot felul de zgomote de-astea. Foarte mulți. Noaptea asta a lăsat, până la urmă, să apară și diamante. Oameni creatori de cultură. Creatori de cultură vie, așa, au trăit drame personale pe perioada pandemiei legate de pandemie și de ceea ce spunea Nelu Marchiș, dorința asta de a trăi în colectivitate, cineva vine și dă un edict și taie niște posibilități de întâlnire și așa mai departe, lucruri care s-au adunat în acești oameni și nu numai în ei, iar pentru felul în care s-o gestiona, cineva va plăti. Numai politic. Iar ăia care au hotărât tâmpenile care s-au pus în practică au de plătit în timp și se vor așeza lucrurile. 2-3 ani de zile va fi vai șamar cu deciziile aberante care s-au dat în această perioadă de gestionare a pandemiei. Pentru că Tanda n-avea nimic de a face cu Manda. Decizia ăluia de la centru nu pușca deloc cu ceea ce se întâmplă în teritoriu. Nu poți să dai decizii de nu știu unde
valabile pentru toată România. A fost un puseu, acum nu știu dacă în ce măsură ați trăit voi chestia asta, a fost un puseu de dictatură medicală. Nu, ne-a fost greu. Pentru că în momentul în care spui, din punct de vedere medical, boala, îi spui omului, ai... dictatură medicală. Este un puseu de dictatură medicală în întreaga Europa, inclusiv occidentală. Pentru că e ușor să te joci la modul să condamne oamenii, mă, să nu-ți îmbolnăvești copilul, să nu-ți îmbolnăvești părinții bătrâni. Eu am trăit chestia asta în Iehud, în drumul, că în perioada pandemiei am mai umblat. Și am văzut bătrâni din Iehud, la care veniseră copiii din Italia. Copiii din Italia să lângă biserica din Șest să cazaseră la casa din fundul curții, ca să nu, Doamne fer, să îi îmbolnăvească pe bătrâni. A fost o durere și o suferință. Bătrânii veneau în fiecare dimineață, așa începea viața lor, mă. Și la locuința unde ăștia tineri stăteau, lăsau la ușă mâncarea și plecau. Dar așa nu, deschideau ușa și lor. Asta l-am trăit și eu, când mergeam la ei, exact la bol, nu trebuie să vin din Italia. Dar nu, eu spun cu câtă naturalețe. Și am întrebat, mătușă, dar de ce duci acolo și le lași acolo? Păi, Doamne feri să-mi dă COVID-ul. Înțelegi? Dar toate chestiunile astea, cineva trebuie să le explice, că nu... cum s-a explicat? Am hotărât să... Înțelegi? Știu oamenii să se păzească singuri. Mult mai bine decât dacă un ministru al nu știu cui sănătății sau asta să dă un edict. Toate astea se vor plăti și din păcate le vor plăti și politic și eu zic așa. Deocamdată cine mizează pe adevăr, acum tu vorbești politic, eu nu fac politică. Cine mizează pe adevăr și pe cultură nu poate rata nimic, nu poate muri. Există un instinct de apărare. Cine iese întotdeauna la liviară. O să iasă și o să vedem, de fapt, tot ce am trăit noi în această perioadă, când mugurii unei dictaturi medicale fără medici și-au arătat roadele aberant într-o societate umană de factură europeană, ca să nu acuz... Sper să nu mai trece. Să nu acuz România. Și iară să se oprească școlile. Uitați-vă, nu se duc studenți. Sunt studenți deja în anul 3, care nu au fost încă la școală. Sunt multe lucruri. Asta e un lucru rău. Ministru a zis că s-ar putea în octombrie să intrăm pe online. Acum se intre, la zi cel puțin. Bine, acum el zice multe, ăsta, ministrul ăsta al învățământului. Deși era un mare adept al contactului fizic, să spunem. O să vezi cum se va derula valul 4, care nu mai are... nu știu ce impact o să aibă. Adică că lumea va fi mai refractară la măsura. COVID-ul începe să devină o prezență vie pentru noi. Eu când auzeam acum un an ceva de COVID, mi se părea că e un flagel care efectiv afectează specia umană. Da. Mari virusologi ai lumii au zis, domne, argumentat în congrese, domne, spațiul de ucidere a speciei umane la 7 miliarde de oameni e de 35 de milioane. Deja sunt 4 milioane de morți. Organismul, corpul ăsta al omului, e sacru. Așa e el. Și se obișnuiește să aibă replici el de unul singur în raport cu provocările care vin și care se nasc în natură. Dacă natura a produs COVID-ul, el se va rezolva. Dacă este o mână criminală care a lansat acest virus, atunci o să vedem despre ce e vorba. Oricum respiră și vor respira toate chestiunile astea, iar ce am trăit noi o să vedem dintr-o altă perspectivă. V-a schimbat pandemia asta, știu, stilul de... Da, de exemplu, aș fi scos câte o carte în fiecare an. Acum am scos două. Mai este, Marchiș?
Pe mine m-a scos... M-a așteptat să fie rezultatul cu mașinii, m-a așteptat să zic nu că... Nu, să scoteam cartea dacă nu e... Și poezii scrise în pandemie. Da. Altfel nu apărea această carte. Nu, nu, pentru că aveam... Să vedem și partea, mă rog, câtă e... Nu să știe, nu să știe... Dom'le, bine, acum la Nelu Marchiș casa e deschisă. Am stat și noi în izolare, așa, cu toată familia și... N-ați primit... Deci, casa Marchiș să fie, eu știam că e deschisă, știam că oricând mă pot duce până acolo. Mie nu prea mi-a... Eu n-am avut simptome, nu mi-a prea fost frică mie. Dacă ți-e frică, te îmbolnăvești sigur și mori. Frica e o mare prostie. Simptome ale bolii sau simptome ale fricii? Păi frica aduce și mori. Frica ți-e liber și sistemul imunitar. Nu-ți folosește la nimic frica. Am învățat toată viața acest lucru. Se spune, dacă ți-e frică, zice, te ferești de rele, nu riști nimic, ți-e bine, nu ți-e bine. Frica nu mă rău cu asta. De ce ți-e frică, nu scade? Frică, da, exact, de-aia și proverbul ăsta. Oameni, bun, cam atât astăzi la Marchiș în... Vă mulțumesc și vă poftesc la Ocoriș în tabără la toamnă. O să mergem. La zilele... Dar oricum o să mai facem o emisiune cu tine despre școala Băimăreană de pictură. Cu drag. Deoarece să nu uităm că dincolo de scriitori și așa, aici fundamentul cultural e dat de acei creatori, 3-4 mii, Tibi Alexa știe mai bine cât sunt, care au creat la Baia Mare o școală. Ea este școala Băimăreană de pictură sau centru artistic, cum se numește acum, două școli importante, la Barbizon și la Croissy-sur-Seine, există în Franța și sunt extrem de bine prezentate și bine conservate și cu multă investiție de către guvernul. Și are nevoie muzeul, să spunem că de urmă închideți voi emisiunea, da. Să spun. În viitor, e obligatoriu să se construiască un muzeu al Școlii Băimăreană de Pictură, pentru că clădirea aceea e compromisă, e umedă, nu mai sunt condiții pentru muzeu. Unde sunt? Orașul trebuie să aibă puterea, sau orașul, sau vorba lui, adică are cu misterul. Țara aceasta trebuie să aibă puterea să facă un spațiu modern, să construiască ceva dincolo colaboratoare, de biserici, de nu știu ce, dar mai sunt. Avem nevoie de muzeul Școlii Băimăreană de Pictură. Îmi pare bine că folosiți cuvântul școală, nu centru. Școală, centru, bine să nu, școala o folosim noi. Imperiu Alexa folosește. Centru e prea așa, nu știu. Trebuie să întrebați voi, oamenii politici, când o să construiască un muzeu. Muzeu în adevăratul sens. Pentru că merită această țară și această Europa, muzeul asta școlii. Ceea ce discutăm acum, ceea ce am început să discutăm, se va întâmpla peste vreo săptămână. Oameni buni, cam atât. Vă mulțumesc și eu de la întâlnirea cu Nelu Marchiș, Marianilea. Mă rog, vă mulțumesc pentru atenție și îi mulțumim și gazdei noastre, domnul Marchiș, aici de la centru, auzi, am luat-o și eu cu capul. Direcția de cultură Maramureș. Numai bine.